A murit fără vină în timp ce traversa regulamentar. Este sfârșitul dramatic al unui băcăuan. Șoferul unui camion l-a observat pe bărbat și a oprit la trecerea de pietoni, moment în care un tir l-a izbit însă din spate. Vreau să vină la mine ca să culeg strugul astăzi. Odată a fost, a agățat o găleacă acolo pe care se culeagă strugul și după aceea s-a dus acasă. Să vină a doua oară, 20 de metri. 20 de metri, atât mai avea de mers bărbatul până să ajungă la muncă. Drumul lui s-a oprit însă, deși traversa regulamentar. Era prioritate să traverseze și asta din spate lui comitează și l-a luat. Camionul care circula pe DN2 a oprit. Nenorocul a făcut însă ca un tir să nu încetinească. A intrat în plin în autocamionul din fața sa și l-a proiectat chiar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atât de puternic încât după ce a croșat pietonul, camionul a intrat în curtea unei case. Când am ieșit afară, cu tirul ăsta aici și în rest era la intrat în curte, în casă, aproape. Mai avea un metru până la casă. Eu am învelopă din ăsta, s-a pocnit. Și când am ieșit afară, șoferul ieșea din grădinița. A intrat în grădină, acolo, lângă casă. Era să dărâmă casă, noroc de măr. Victima a fost resuscitată minute în șir. Medicii n-au mai reușit însă să o readucă la viață. În urma accidentului a rezultat decesul pietonului și vătămarea corporală a conducătorilor auto, ambii fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Dar s-ar fi putut termina mult mai rău. Și asta pentru că în apropiere se afla o stație de autobuz pentru copiii care merg la școală. Eu nu mi-am revenit nici eu din șocul ăsta, când am auzit că e băcat cineva. Deci că poate fi oricine din familie. Era la o oră de la 7.25, exact în timp copiii mei la magazin sunt și e patent. E și frică să ies afară. Cei doi șoferi nu au consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Vor trebui să răspundă acum în fața legii. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.